Mobilizăm toate forțele pentru a ține piept coronavirusului. Tema în agenda ședinței cu președintul Republicii Moldovenești Nistrene. Cum activează medicina nistreană în situația excepțională? Despre regimul special. Susținem persoanele din grupul de risc. În ajutor vin voluntarii. Bine v-am găsit! Ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Mobilizăm toate forțele pentru a ține piept coronavirusului. Republica Moldovenească Nistreană trăiește în condiții de stare excepțională. Despre situația la moment, măsurile întreprinse pentru a nu admite răspândirea pe teritoriul țării a infecției, lucrul serviciilor responsabile, au vorbit astăzi la ședința cu președintul Republicii Moldovenești Nistrene. Președintul Republicii Moldovenești Nistrene, Vadim Krasnosilski, ține la propriul control întrebările ce țin de neadmiterea răspândirii pe teritoriul Nistreniei a infecției COVID-19. Situația legată de coronavirus în Nistrenie, dar și după hotarele ei, se caracterizează prin faptul că societatea noastră s-a ciocnit de problema dată pentru prima oară în istoria sa. Deciziile primite sunt luate rapid și le vedem aplicarea practică, dar vreau să menționez operativitatea deciziilor primite. Ele trebuie să fie mobile și momentan să reacționeze la apeluri. Cu cât mai mult ne vom pătrunde de esența problemei, cu atât deciziile vor fi mai optime și vom putea minimiza consecințele posibile de la pătrunderea posibilă a infecției de coronavirus în Republica noastră și prin aceasta vom putea păstra viața și sănătatea cetățenilor noștri. Conducătorul ștabului operativ Ruslan Mova a informat participanții ședinței despre situația la moment. Principala noutate, în Republica Moldovenească Nistreană bolnavi de coronavirus nu sunt. A fost luată decizia ca toți cetățenii suspectați de boală să fie internați într-un centru format în baza Spitalului Raional din Slobozia. Din acest motiv, sunt eliberate două blocuri unde au început lucrările de reparație și amenajare. Primii trei pacienți se află la carantină în Spitalul Raional Slobozia. Probele de sânge sunt orientate pentru examinare la Chișinău. În Republică circulă 160 de brigăzi de patrulare. Cetățenii care au fost anterior îndreptați la carantină se află sub controlul organelor de drept. Milițienii au verificat 57 de persoane dacă îndeplinesc cerințele de autoizolare. Regimul de carantină este prescris încă la 225 de cetățeni care s-au întors în țară după anunțarea situației excepționale. În cadrul activităților întreprinse în regimul de situație excepțională, atenție sporită se acordă respectării măsurilor epidemiologice la obiectele de comerț, dezinfectare, accesul cumpărătorilor. Miliția nistreană e trecută la un regim intensiv de serviciu. Posturi sunt lângă instituțiile medicale, de comerț. În caz de depistare a încălcărilor, se efectuează lucru explicativ. De astăzi se introduce eliberarea așa numitului permis roz pentru cazul deosebit de ieșire după hotarele țării noastre. Populația activ se folosește de linia fierbinte, vizând coronavirusul organizată de către Ministerul Afacerilor Interne. Pe ea au fost primite 2500 de apeluri. Ștabul reacționează operativ la întrebările adresate de cetățeni, întreprinde măsuri pentru rezolvarea problemelor apărute. Cu forțele Ministerului de Interne, spre exemplu, va fi organizată, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate, transportarea centralizată a cetățenilor în instituțiile medicale din Chișinău, care necesită ajutor medical specializat. La moment sunt gata 29.800 de măști. Producerea ulterioară va forma 15.000 de unități în 24 de ore. Potrivit deciziei prezidentului, este organizată confecționarea îmbrăcămintei de protecție de către antreprenorii locali. La ședința ștabului au menționat că economia noastră s-a pomenit sub presiune serioasă din cauza pandemiei de coronavirus. De aceea, a specificat prezidentul, pierderile subiecților de gospodărire trebuie minimizate. Din momentul interzicerii complete a intrării de peste hotare pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene, nu au permis intrarea la 598 de cetățeni străini. Încă 110 au întreprins încercări de a nimeri în țară nelegitim, pe cărărușe ce ocolesc. Ei la fel nu au fost lăsați să treacă. Pentru ca boala să nu intre în țara noastră, controlul la graniță a fost intensificat. Deja câteva zile, intrarea se înfăptuiește doar cu ajutorul pașaportului nistrean. Ieșirea din țară e interzisă. În ajutorul grănicerilor au venit cazacii. Patrule la graniță au devenit de câteva ori mai multe.
Штабул оперативă al Nistriniei a întors acasă copiii din Chișinău. Ei au venit în vizită la bunica, care locuiește în satul Ciobruciu, iar după închiderea graniței, copiii n-au putut să se întoarcă acasă. Familia s-a adresat în Штабул оперативă, i-au ajutat. În regim de stare excepțională, a părăsi Nistrinia e posibil doar în trei cazuri. Primul ține de necesitatea de a primi ajutor medical urgent în instituțiile medicale străine, strict potrivit prescrierilor medicului. Al doilea pentru participarea la înhumarea rudelor apropiate. Și al treilea pentru rezolvarea întrebărilor legate de asigurarea vitală a statului. Scopul restricționărilor date de a nu permite nimerirea infecției în Nistrinia. Reprezentanții ștabului operativ îi controlează pe cei aflați la carantină de câteva ori în zi. Printre cei care se află în izolare în Tiraspol este un student din Moscova. Dumitru a venit acasă la părinți. De acasă, niciun pas. Încă un om aflat în carantină, Victoria, a revenit de după graniță acum 14 zile. Se află acasă. Copiii ei se află la rude. Majoritatea celor aflați în autoizolare au atitudine înțelegătoare față de aceste reguli. Dar sunt și din cei care încalcă. În așa mod, un cuplu revenit din România a mers la magazin. Pentru prima dată au fost preîntâmpinați de către Ministerul Afacerilor Interne și de medic. Dacă vor mai încălca regula, va fi protocol și amendă. Măsurile de evitare a aglomerației cetățenilor se răsfrâng și asupra instituțiilor medicale. Policlinicile centrale și cele raionale, ambulatoriile satelor funcționează în regim special. Toate procedurile planificate, spitalizarea, doar în cazuri excepționale. La intrarea în policlinică, cetățenii îmbracă botoși de protecție și dezinfectează mâinile cu soluție specială. Pentru a vizita policlinica este necesară o cauză serioasă, consultarea medicului terapeut, primirea medicamentelor necesare, cazuri excepționale. Este vorba despre stare acută. Desigur că ajutor urgent va fi oferit, iar vizitele planificate la medic noi am hotărât să le limităm. Spre exemplu, cercetările medicale planificate, fizioprocedurile. Este stopată spitalizarea și operațiile chirurgicale, a se interna în spital doar în cazuri urgente, consultarea medicului prin telefon, totul pentru ca cetățenii mai rar să iasă din casă și să nu se afle în locuri publice. În caz de temperatură ridicată, chemați medicul la domiciliu. Foile de boală pentru părinții preșcolarilor pot fi deschise prin telefon sau prin adresare electronică la policlinică. Informația suplimentară este pe site-ul Ministerului Ocrotirii Sănătății. Cetățenii ce s-au întors de peste hotare pot deschide foaia de boală de carantină pentru 14 zile. Informații adăugătoare puteți primi la telefonul 0800 22 800. Susținere în condiții de stare excepțională. Cu ce va ajuta statul cetățenii săi și antreprenoriatul? Măsurile de susținere au fost discutate în guvern. Situația este generată de condiții obiective. Criteriul cheie ține de păstrarea sănătății cetățenilor. Toate întrebările economice în acest caz nu sunt în prioritate. Scopul nostru este să ne străduim să realizăm un scenariu armonios în care pierderile economice ale antreprenoriatului și business-ului să fie minime. Măsurile propuse țin de amânarea achitării impozitelor pentru subiecții gospodărești din sfera serviciilor, alimentației publice, turism, transportările internaționale, reducerea impozitelor, prelungirea brevetului. Încă un instrument, amânarea achitărilor pentru arendarea patrimoniului de către businessul mic și mijlociu. Statul are intenția de a oferi eșalonarea plății pentru serviciile comunale. Altă direcție de susținere a antreprenorilor este cea bancară. Sergio Bolonic a accentuat atenția la înăsprirea controlului prețurilor la medicamente și marfa de primă necesitate. Reprezentanții business-ului și-au expus propunerile sale de a introduce amendamente în actele de drept, care reglementează ordinea activității subiecților economici. Potrivit statisticii, astăzi la ora 12:00 bolnavi de coronavirus în lume au fost înregistrați mai bine de 244.000. Boala a răpit viețile a mai bine de 10.000 de oameni, s-au însănătoșit 86.000 de pacienți. Cei mai mulți infectați rămân să fie în China, 81.193, însă se observă o descreștere a infectării.
În ultima zi, în China, nu s-a îmbolnăvit niciun om. Cele 39 de cazuri au fost aduse din exterior. Însă în Italia, numărul de decesuri e mai mare ca în Wuhan, care la timpul său a fost epicentrul răspândirii infecției. Mortalitatea în Italia formează 8,3%, pe când în China ea a fost la nivel de 1,4%. Cu toate că în Italia sunt de două ori mai puține cazuri de infectări decât au fost în China. În Statele Unite ale Americii, în ultimele 12 ore, au identificat încă 3.000 de cazuri de coronavirus. Acum sunt deja înregistrați 13.159 de bolnavi în toate 50 de state. În Moldova s-au confirmat încă 13 noi cazuri de îmbolnăvire. De tot în țara vecină, infectate de coronavirus sunt 49 de persoane. Iar în Ucraina, în ajun, a devenit cunoscut despre al treilea caz letal. La moment acolo sunt 26 de oameni infectați. La noi, cazuri confirmate de coronavirus nu sunt. Oamenii respectă regimul de carantină. Republica trăiește într-o nouă realitate. Cu coronavirusul luptăm cu toate forțele pentru a preîntâmpina răspândirea infecției. Iar respectarea tuturor cerințelor o controlează colaboratorii secției afacerilor interne. De la Dubăsari, secvența următoare. Odată cu anunțarea în Republica a situației excepționale, la Dubăsari imediat au fost închise toate întreprinderile ce activează în ramura serviciilor. În supermarketuri este admis numărul limitat de oameni. Fiecăruia este verificată temperatura. În afară de aceasta, este limitată circulația transportului urban. Consider că aceasta este corect, doar toate măsurile sunt întreprinse pentru păstrarea sănătății. Poporul nostru a suportat războiul. Vom trece și prin această încercare. Eu n-am panică. Trebuie să ascultăm recomandările statului. Nu-i nimic strașnic că ne mișcăm mai mult pe jos. Eu am 82 de ani și nu mă plâng. Respectarea tuturor cerințelor o controlează colaboratorii secției afacerilor interne. Fiecare două ore prin oraș circulă mașina miliției, care preîntâmpină populația să respecte distanța, numai puțin de 2 metri. Toți cetățenii care vin din țările unde este înregistrat coronavirusul sunt luați la evidență și respectă carantina timp de 14 zile. Conform deciziei șefului administrației de stat, în fiecare zi, la ora 9 dimineața, despre situația în raion vor raporta medicul șef al Centrului de Igienă și Epidemiologie și al secției afacerilor interne. Acum, la intrarea la uzina metalurgică, lucrătorii au nevoie nu numai de permis. Este controlată temperatura tuturor persoanelor și are loc dezinfectarea mâinilor. La fel, atributul principal este masca. Venind la serviciu, îndată aerisim încăperea și ștergem cu soluții dezinfectante locul de muncă. Metalurgii sunt persoane călite, însă trebuie să avem grijă de propria sănătate, sănătatea celor apropiați. Uzina activează în regim obișnuit. Aici topesc metal și îl exportează. Este furnizată și materia primă. Toate autocamioanele sunt supuse unui control strict. Este controlată temperatura fiecărui șofer. Ei poartă măști produse la uzină. Uzina metalurgică moldovenească de-a lungul activității sale s-a confruntat cu multiple probleme. Și chiar dacă va apărea coronavirusul, lucrătorii de aici sunt convinși că se vor isprăvi cu el, deoarece uzina prezintă pilonul economiei Republicii Moldovenești Nistrene. Cum pot fi susținute persoanele din grupul de risc pentru ca ultimii să nu iasă fără necesitate din casă în timpul regimului de carantină? În ajutor oamenilor în ietate le vin voluntarii. Cu încetul ne acomodăm la regimul de stare excepțională. Numai rămânând acasă, vom putea birui virusul. Pensionarilor aflați în grupul de risc le vin în ajutor voluntarii. Ei le aduc produse alimentare și îi susțin moral. Esența acestei mișcări e nu numai de a activa în Grigoriopol, dar și de a fi un bun exemplu pentru întreaga Republică. Împreună putem depăși toate greutățile. Este imposibil să muncească în direcția dată numai 2-3 oameni. Dacă vom face acest lucru toți împreună, apoi procesul de răspândire a coronavirusului va fi stopat mai rapid și ne vom întoarce la o viață obișnuită.
E destul să faceți un sunet voluntarilor, să spuneți de ce aveți nevoie și așteptați oaspeți. Totul e oficial. Voluntarii sunt susținuți de administrația de stat. Sunt însoțiți de milițieni. Atenție deosebită îi este acordată sterilității. Pachetele se dezinfectează. Voluntarii lucrează în mănuși și măști. Pachetul este lăsat lângă ușă. Voluntarii primesc apeluri telefonice, în primul rând, de la oamenii care au nevoie de ajutor, în al doilea rând, sună cei care nu sunt indiferenți. Ultimii vor să se înscrie în rândurile voluntarilor. E timpul de a ne ajuta reciproc. În așa mod, virusul va ceda repede. Aveți nevoie să mergeți la magazin, fiți atenți! Virușii se pot ascunde acolo unde nici nu vă gândiți că pot fi. În lume e pandemie, în Nistrinia stare excepțională. Și iată câteva recomandări cum să te păzești de infecții. Străduiți-vă să vă alimentați acasă, gustările în stradă evitați-le. Doriți să vă plimbați doar pe jos. Fiți mai departe de transportul public, acolo unde sunt mânere e periculos. Produsele ambalate în cutii, luați-le doar în mănuși. Virusul pe masa plastică trăiește 5 zile. Pelicula pentru produse alimentare acasă schimbați-o pe una nouă. Iar coronavirusul, spre exemplu, pe bancnotă trăiește 6 zile. Așa că în măsura posibilității străduiți-vă să vă folosiți de carduri bancare. La terminalul de surse bănești atingeți-vă cu un șervețel de unică folosință. Pe cutia poștală, butoanele ascensorului pot fi la fel viruși. În China ies din situație în felul următor. Posibil aveți și propria metodă de protejare de virus. Expediați-ne-o nouă și numai decât vom publica-o în rețelele noastre sociale. Atât pentru astăzi. Despre alte evenimente în ediția de seară a știrilor, CEB, la ora 20:30. Iar noi vă dorim sănătate și doar noutăți plăcute. La revedere!